Dragi și rostele să fie Domnul, Hristos a înviat. Să-i mulțumim în primul rând lui Dumnezeu că a făcut și astăzi o zi atât de mare să putem ajunge aici în casa fratelui Gheorghe la sora Anica după o mare și mare îndelungă pierdere de a veni și de a vesti cuvântul lui Dumnezeu și ne-a bucurat Domnului în această ogradă. Dar vedem că așa a rânduit bunul Dumnezeu ca astăzi să ne putem aduna din câteva sate, să putem aduce slavă lui Dumnezeu, să o putem bucura pe sora Anica, să ne putem bucura împreună cu Dumnezeu și să mulțumim Domnului pentru binele care ne-a făcut nouă. Aș vrea să dau citire în primul rând la o istorioare care stăteam astăzi și cugetam și mă gândeam, oare astăzi, dacă voi avea un cuvânt, ce voi spune? Și eram așa între mai multe cuvinte, dar Dumnezeu mi-a dat altceva pe inimă și aș vrea să spun așa. Trei oameni se întâlni la marginea unui râu mare, peste care avea trece cu o luntre. Dar cum luntre era mică, nu putea să suie decât doi oameni și luntrașul. Luntrașul îi poftise pe doi dintre ei să se suie în luntre. Eu slujesc la un ministru, zise unul dintre cei trei ce se suie în luntre. Eu slujesc la un general, zise al doilea ce se sui și el. Eu slujesc Domnului Iisus Hristos, zise al treilea, mi se cuvine și mie loc. Ha, 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 răspunse celălalt râzând și bajocorind, rămâi tu aici cu Domnul tău. Luntrea pleacă cu cei trei, dar pe la mijlocul apei se scorni un vânt și răsturnindu-se în valuri și în necare cu toții, cel ce slujea Domnului a scăpat. Și am stat și am cugetat la această istorioare, la acești oameni care trecea într-o barcă de salvare în care suntem și noi astăzi într-o barcă. Așteptăm această barcă să mergem de aici, din mocila păcatului, să mergem pe partea cealaltă, unde ne așteaptă flori, unde ne așteaptă Iisus Hristos, unde ne așteaptă toți cei dragi ai noștri plecați de lângă noi, să trecem dincolo. Dar vedem acești oameni care slujea unul la ministru, altul în general, avea prioritatea a trece mai departe, să meargă ei primii. Și ce au făcut? Au murit. Și ne gândim la noi astăzi, în această barcă în care vrem și noi să plecăm în partea cealaltă. Noi oare când stăm pe marginea aceasta și așteptăm să plecăm, cui slujim noi? Eu cui slujesc? Frăția ta cui slujim? Și ne gândim la acest ministru. Slujim eului nostru, slujim mândriei noastre, slujim orgolului nostru. Și ajungem să slujim la altcineva și ne urcăm în barca aceasta și trecem pe partea cealaltă și murim la mijlocul drumului. De aceea astăzi, dacă bunul Dumnezeu a rânduit ca noi să ne putem întâlni astăzi aici, vedem că avem câțiva frați, eu personal am chemat mai mulți, dar vedem că alții au boi, alții au pământ, alții s-au însurat și n-au făcut parte din lucrarea lui Dumnezeu astăzi aici. Dar mulțumim lui Dumnezeu că a trimis oameni al lui Dumnezeu, care slujesc Domnului. Noi astăzi, cum a rânduit Domnul să ne putem întâlni aici, cu siguranță slujim Domnului Iisus Hristos, care așteptăm și noi această barcă să ne urcăm în ea. De aceea, frații mei, spun cu mare drag și cu inimă și cu durere în suflet putem spune, astăzi, noi am vrea să punem un legământ să slujim Domnului. Nu că n-am fi slujit Domnului până acum, să nu fim înțeles greșit, dar să recunoaștem fiecare dintre sinea înșuși. Am slujit și eului nostru, am slujit și mândriei mele, am slujit și orgolului meu, am slujit la ce am vrut eu, doar Domnului n-am slujit, frații mei. De aceea este timpul și zic, și vă rog chiar să spun în numele lui Iisus Hristos astăzi să slujim Domnului de astăzi înainte, să slujim Domnului,
Că uite ce bucurie mare am făcut astăzi în casa sorei Anica. Cred că ne-a așteptat cu mare drag pe ce? Pe Domnul. Și noi care suntem niște slujitori al lui Dumnezeu, am pus pe inimă și am venit aici. Aș vrea să dau citire din cuvântul lui Dumnezeu la toți cei care au venit și astăzi aici și spune așa un capitol, un verset, mă scuzați. Orice faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Astăzi, dacă ați spus zecile de motorină, dacă ați sacrificat din timpul vostru, dacă am sacrificat orice am sacrificat noi astăzi, n-am sacrificat că ne-a chemat fratele Ilie sau sora Eleana care am pus pe inimă. Nu! Am făcut ca pentru Domnul. Tot ce am făcut noi astăzi, am mers undeva, am cercetat pe cineva, vom mai merge cu siguranță și în alte părți și în alte unități, dar totul să facem ca pentru Domnul. Că dacă ajungem să facem pentru oameni, și ne spune un verset mai jos, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, ca unii care știți că faceți pentru Domnul, vom primi răsplata mântuirii. Și ne spune un verset și mai jos, care chiar astăzi l-am citit și parcă m-a cutremurat personal, și spune așa, că cine umblă în strâmbătate, își va primi plata după strâmbătate. Frații mei, eu personal, citind acest verset, că dacă ajung să umblu în strâmbătate, vom primi strâmbătate. Nu vom primi de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu Tatăl, care vrem să ne dea moștenirea, viața veșnică. Frații mei, oare ce vom vrea noi să primim la sfârșitul călătoriei noastre? Noi, spune cuvântul Dumnezeu, că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Că n-a venit Bunul Dumnezeu pe pământ să vină la mine și spune, hai la adunare, hai să cercetăm pe sora Anica. Nu, frații mei, Dumnezeu lucrează împreună cu oameni. Când a dat Bunul Dumnezeu și am zis de această întâlnire, trei frați au spus și eu aveam pe inimă. Vedem cum lucrează Duhul lui Dumnezeu prin frați? Așa lucrează, frații mei. Dar să lucrăm după dreptate, nu după strâmbătate. Că dacă ajunge să umblăm după strâmbătate și slujim generalului, să slujim ministrului și să slujim nouă, că noi suntem cineva, nu, frații mei, noi nu suntem nimic. Suntem apă în vânt și apă în ploaie, nu suntem nimic. Dacă ajungem să ne punem noi punctul pe noi, eu sunt ceva, eu fac, eu am dres, noi nu suntem nimic. Dumnezeu ne vrea așa cum suntem noi, să fim frați în Domnul Iisus, care s-a răstignit și s-a dat pe noi pe Golgota. Cântăm Hristos a înviat. Ce frumos, cântăm Hristos a înviat. Frații mei, astăzi este timpul. Azi este ziua mântuirii noastre. Mâine putem fi acasă în cerul și mulțumim lui Dumnezeu dacă ne vom întâlni cu Tatăl. Privind la fii creștini, mergeau cântând în arena leilor. De ce? Că mergeau să se întâlnească cu Domnul. Nu se gândeau la lei, fioroși. Nu. Merg să mă întâlnesc cu Domnul, merg spre moarte cântând. Cam așa erau oamenii. Noi acum ajungem să ne supărăm de la o vorbă, să ne supărăm de la un gest, că nu ne-au salutat, că nu ne-au făcut. Asta am ajuns noi astăzi să slujim lui Dumnezeu. Să ne supărăm de nimicuri. Frații mei, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a înrolat în această lucrare. Să-l chemăm prin Duhul Sfânt care spune mai jos, stăruiți în rugăciune, vegheați cu mulțumiri. Hai să stăruim în rugăciune, frații mei, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să unească oamenii, să unească copiii lui Dumnezeu și să duce mai departe această lucrare sfântă, că va veni o vreme că nu vom mai putea merge la adunare, nu vom mai putea merge în cuvântul lui Dumnezeu și avem caz de față pe sora Anica. Ar vrea, dar nu mai poate. Și vom ajunge și noi ca ea cu siguranță. Și nu vom mai putea merge, nu vom mai putea lucra. Și tot euul nostru și mândria noastră unde va fi? Unde va fi atunci? Că pe Dumnezeu l-am supărat, pe frații am supărat, pe toți am supărat. Frații mei, astăzi a făcut Dumnezeu această rânduială și nu este de la voia întâmplării. Cu siguranță a fost planul lui Dumnezeu
ca noi astăzi să ne putem întâlni. Să dea bunul Dumnezeu ca aceste prilejuri, aceste vizitări la oameni, aceste unități care sunt astăzi aici, că suntem în casa lui Dumnezeu, așa o pot numi eu, azi este casa lui Dumnezeu aici. Aici este biserica lui Dumnezeu care își varsă Duhul Sfânt peste noi. Auzeam pe un frate, povestea cineva din Dumbrăveni, prin primii ostași, mergeau un păpușoi și făceau adunare. Frații mei, ce vrem noi aici? Erau și acolo case, nu căutau că icoanele spre amici, că icoanele spre... că nici n-aveau icoane în păpușoi. Frații mei, este timpul ca de astăzi să punem legământ, cum am tentat legământul să ne-l țin, cum am spus în veci amin. Cu siguranță am pus un legământ cu Dumnezeu. I-am promis ceva că îmi vom urma. Azi este timpul să ne ținem de acest legământ și să lăsăm toate să dăm mâna, că suntem frați și surori în lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Să fie Domnul.